Darul cel sfânt despre care s-a cântat în această seară și zilele acestea este practic Domnul nostru Isus Hristos. Prin El avem mântuire. Prin El, de fapt, avem toate lucrurile. Pentru că bine zice Scriptura. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Dragii mei, iată-ne prin îndurarea Domnului, în ziua de Crăciun, ziua nașterii Mântuitorului, suntem adunați la oaltă și în această zi vreau să vă duc aminte. Cel pe care îl cinstim este Domnul Isus Hristos. Știu că sunt oameni foarte scrupuloși. Când este vorba de denumirea sărbătorii, sunt oameni foarte supărați chiar de ce în vocabularul nostru există cuvântul Crăciun. Să știți că nici eu nu știu de ce există cuvântul acesta, după cum nu știu multe alte cuvinte din limba română, de ce există în vocabular, dar are limba legile ei. Și dacă. Poporul român a numit sărbătoarea aceasta, sărbătoarea Crăciunului, vreau să spun tare și răspicat, în miezul acestei sărbători stă Iisus Hristos Domnul. De-ați fost atenți, cântările noastre au fost despre El, rugăciunile noastre au fost îndreptate către El, și dacă ne dorim ceva în sărbătorile acestea, este să înțelegem lucrarea mântuitoare a Domnului nostru Isus Hristos. Teama pe care o am, îngrijorarea pe care o port în inimă, este aceea că ne obișnuim prea ușor cu sărbătoarea, ne uităm prea mult la ambalaj și ne scapă din vedere conținutul, miezul. Ori, dragii mei, dacă nu prindem conținutul și nu ne putem bucura de miezul acestei sărbători, n-am câștigat nimic. Eventual câteva kilograme în plus. Altceva nu. Însă eu trag nădejde că poporul român, popor creștin, cum îi place să se numească, înțelege că într-o zi ca și aceasta, este datoria noastră a tuturor să ne oprim pe loc și să înțelegem lucrarea mântuitoare pe care a făcut-o Dumnezeu pentru noi. A fost plănuită de Dumnezeu Tatăl, a fost făcută posibilă de Dumnezeu Fiul și a fost aplicată în viețile oamenilor de Dumnezeu Duhul Sfânt. Și de aceea, astăzi. Zicem aici în Biserica Poarta Cerului, slăvit să fie Domnul! Amen. Dragii mei, dacă am vrea să înțelegem miezul acestei sărbători și ce înseamnă ea, ar trebui să ne ducem departe la începutul acestei cărți sfinte și să înțelegem un mare adevăr. Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său. Dar vai, la puțină vreme după ce omul a fost creat, după chipul lui a venit diavolul și a reușit să-l desfigureze pe om. A reușit să strice frumusețea a ceea ce Dumnezeu a creat. Și atunci Dumnezeu, din gloria eternă, s-a uitat spre neputința omului și a zis, nu-l voi lăsa. Și a venit Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, s-a coborât pe pământ și a luat El chipul omului. Și purtând chipul omului, a umblat printre noi, plin de har și de adevăr, cu o misiune clară și specială ca să restaureze chipul lui Dumnezeu în om. Și mă rog lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi să înțelegem că lucrarea de restaurare a chipului lui Dumnezeu în om a fost făcută posibilă de Isus Hristos Domnul. Însă este datoria noastră a fiecăruia să lăsăm pe el să pună în noi ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru fiecare om. Frații mei, surorile mele, din toată inima doresc ca sărbătoarea aceasta să ne determine pe fiecare dintre noi. Să analizăm cu multă seriozitate condiția noastră umană, condiția noastră spirituală mai apoi și să înțelegem că despărțiți de el, de Domnul, nu putem să facem nimic. Practic, restaurarea noastră și aducerea noastră la poziția dorită de Dumnezeu nu este posibilă decât în măsura în care Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, poate să lucreze în viețile noastre. El are puterea să facă lucrul acesta, dar ne cheamă pe fiecare dintre noi să intrăm într-o relație specială cu El, cu Dumnezeu. Și, practic, de relația aceasta cu Dumnezeu se leagă transformarea noastră, căpătarea chipului lui Hristos în noi și apoi moștenirea vieții celei veșnice. Dragii mei, relația cu Dumnezeu însă presupune din partea fiecăruia dintre noi voință și dorință. Dumnezeu a demonstrat că își dorește o relație cu omul, de aceea s-a coborât în ieslea Betleemului. Întrebarea este, vrem și noi să avem o relație cu El? În această seară vrem să ne uităm la oamenii aceștia, la magi. Oamenii care au înțeles ce înseamnă o relație cu Dumnezeu. Oamenii aceștia care s-au bucurat de harul de a sta lângă Isus, de a aduce închinare. Oamenii aceștia veniți dintr-o țară îndepărtată, din răsărit, ne spune Scriptura. Și cei ce au comentat aceste pasaje din Scriptură au căutat să înțeleagă și unii au zis că veneau din Persia, alții că veneau din Babilon. Despre magii s-au spus multe lucruri, s-au speculat foarte multe lucruri. Însă n-aș vrea să căutăm lucruri care nu sunt scrise în Scriptură, pentru că nu ne zidesc neapărat. Însă ceea ce mi-e drag să văd la magii aceștia, este că ei au venit la Domnul Isus Hristos ca să-i aducă daruri. Vi s-a întâmplat să căutați să cumpărați un cadou pentru cineva și să colindați magazine multe și să te oprești în fața unui lucru și să zici, l-aș lua ăsta, dar cred că are. Aș lua asta, dar cred că are și din asta. Lucrul cel mai greu este să-i faci cadou unuia care are de toate. Și vreau să vă spun că Domnul Isus Hristos le are chiar pe toate. Dragii mei, ceea ce învățăm despre magii aceștia, sigur că tradiția spune foarte multe lucruri, până acolo încât până și numele lor sunt menționate în tradiție. Melchior, Gaspar, Baltazar, dacă e adevărat sau nu, nu știm. Unii speculau și ziceau că au ajuns să fie botezați de apostolul Toma mai târziu. Speculații, nu știm. Dar știm ceea ce este scris. Că oamenii aceștia erau oameni cu un înalt statut social. De ce spun asta? Pentru că, nu uitați, au fost primiți de împăratul, au fost primiți de irod, nu erau fite cine. Erau oameni care aveau un statut social înalt. Și asta îmi place mie să văd că la Domnul au venit păstorii despre care se vorbea dimineața aici, oameni din clasa cea mai de jos, dar iată că au venit la domnul și magii dintr-o clasă socială înaltă. Oameni cu statut social înalt, oameni educați, pot să spun și lucrul acesta, oameni cu educație aleasă, pentru că înțelegeau ceea ce marea masă a oamenilor nu puteau să înțeleagă. Erau și oameni cu stare materială bună. Asta înțeleg când mă uit și văd că au venit cu aur, care era scump, cu smirnă, care era scumpă, cu tămâie, care era foarte scumpă. Însă, dragii mei, iată că oamenii aceștia trebuiau să se gândească ce să-i ducă lui Isus. Și în această seară, dragul meu, aș vrea să te întreb și tu în modul cel mai serios. Celui ce ți-a dăruit totul, ce poți să-i da, duci tu? Ce poți să dai tu? Uh, unul dintre cântecele Crăciunului, un colind, spune, n-avem smirnă ca și magii, nici tămâie și nici aur. Lacrimile pocăinței îmi sunt singurul tezaur. Dragul meu, vreau să-ți spun în seara aceasta un lucru pe care poate nu l-ai remarcat. Dar magii aceștia, înainte de a duce la domnul aur, smirnă și tămâie, lucruri scumpe, s-au dus pe ei înșiși la domnul. Vă rog să remarcați acest lucru. N-au luat aur, smirnă și tămâie să o pună la curier și să zică du la adresa cutare. Nu! Ci întâi s-au dus pe ei înșiși la Domnul. Și mi drag să văd tabloul acesta din Scriptură. Oamenii aceștia plecați cu fața la pământ. Aur, smirnă și tămâie. Ce poți să-i dai celui ce le are pe toate? Și răspunsul pe care vreau să-l subliniez în această seară, poți să-i te dăruiești pe tine însuți lui. Ce zici dacă ai face din Crăciunul anului 2022 un prilej de a-ți preda viața ta lui Hristos? de a te da pe tine însuți lui, asta au făcut magii. S-au dus pe ei înșiși, înaintea lui Hristos. Poate că ești aici în această seară și zici, da, eu vreau să mă dăruiesc pe mine însumi lui Hristos. Dar cum pot să știu că fac lucrul acesta? Cum pot să știu că m-am dăruit pe mine însum lui Hristos. Și vreau să vedem câteva lucruri care să ne arate, care, lucruri care demonstrează că cineva s-a dăruit pe sine însuși lui Hristos. Uitându-ne la magii aceștia despre care am spus din capul locului că ei s-au dăruit pe ei înșiși lui Hristos. În primul rând, te dăruiești pe tine însuți Domnului când tânjești după El. Știi ce înseamnă să tânjești? A tânji înseamnă a dori, dar nu oricum. A suferi din dorința de a îl avea pe El și de a fi cu El. Să tânjești după Domnul înseamnă să fii atât de împins spre a te duce la El și spre a fi cu El. Încât să nu mai ai stare, să nu poți altfel decât să zici vreau cu el. Când îngești după el, atunci, de fapt, faci primul pas spre a te dărui pe tine însuți lui. Și ascultă-mă bine! În această zi de sărbătoare vreau să-ți spun că viața ta are sens numai în măsura în care te dăruiești pe tine însuți lui Hristos. Dacă vrei să mă înțelegi în seara aceasta, poate ți-ai pus întrebări existențiale și ai zis care este scopul vieții. Lasă-mă să răspund în termenii cei mai simpli. Chiar dacă ți se va părea banal, scopul vieții tale aici pe pământ nu este altul decât acela de a da mână de împăcare cu Hristos și de a zice Doamne Iisuse Hristoase, nu mai vreau să fiu al meu, ci vreau să fiu al Tău. Acesta este scopul vieții. Dacă până astăzi n-ai făcut lucrul acesta, nu te-ai dăruit pe tine însuți lui, ascultă-mă bine. Nu lăsa să treacă sărbătoarea din anul 2022. Acum când suntem la capătul acestui an, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu: dăruiește-te pe tine însuți lui și vei câștiga pentru vecii vecilor. Uitați-vă la magii aceștia. Tot pasajul acesta ne vorbește despre tânjirea lor după Hristos. Au vrut să ajungă la El. Au plecat din răsărit, rătorit ca să ajungă la El. Dragul meu, atunci când tânjești după El, faci tot ce-ți stă în putință să-L găsești. Asta au făcut magii au făcut tot ce le-a stat în putință ca să-l găsească. Caută-l, dacă tânjești după el, caută-l ziua și caută-l noaptea. Caută-l când ți-e ușor și caută-l când ți-e greu. Magii au venit din răsărit la Ierusalim. Și nu pot să nu mă întorc cu gândul la noi, popor român, 90 și mult la sută din poporul român se declară a fi popor creștin. Și dacă aș pune întrebarea aceasta, câți dintre creștinii aceștia români au fost astăzi în zi de sărbătoare la biserică? Ar trebui să plec capul de rușine. Și să zic: Doamne, iartă-ne. Cam ce procent dintre românii care se declară creștini credeți că au fost în ziua de Crăciun la biserică? Este o vorbă care zice, a, păi, e creștin din ăla care merge la Paști și la Crăciun la biserică. Vai, mă tem că nici la Paști și nici la Crăciun nu se duc creștini români la biserică. Însă căutați să vedeți câți au umplut stațiunile montane, în special acolo unde este un pic de zăpadă. Să vedeți câți s-au dus acolo. Vedeți câți s-au dus să facă un city tour în nu mai știu ce oraș al Europei. Vă spun lucrul acesta cu amărăciune, dragii mei, pentru că ne e dat să vedem că trăim vremuri și trăim în mijlocul unui popor care nu face tot ce i stă în putință ca să îl găsească pe Domnul. Nu poți să zici că tânjești după el dacă nu faci tot ce stă în putință ca să-l găsești. Nu știu câți au fost la biserică dintre români. Nu știu câți l-au pus pe Hristos în mijlocul sărbătorii. Dar vai, cred că foarte mulți au trăit sărbătoarea în mod păgân, în beții, în orgii, în scandaluri, în distracții care l-au întristat pe Domnul. Spun cu riscul de a obosi pe cineva. Dar mai spun și mai spun și voi mai spune lucrul acesta. Hristos trebuie să fie miezul sărbătorii noastre. Dar vai mă tem că atâția oameni astăzi unesc nelegiuirea cu sărbătoarea, cum zicea prorocul Isaia. Uitați-vă la magi, oamenii care s-au dat pe ei înșiși Domnului. Magii au tânjit după Domnul, au făcut o călătorie lungă. Comentatorii spun că undeva între patru luni și doi ani, făcând referință la faptul că Irod a poruncit pruncii de la doi ani în jos să fie uciși. După socotelile geografice, ar ieși de undeva o călătorie de vreo patru luni. Însă, dragii mei, au făcut călătoria aceasta pentru că tânjau după Domnul și au făcut tot ce le-a stat în putință să-L găsească pe El. Au călătorit călare pe Cămilă și au călătorit pe jos. Așa erau călătoriile vremii. Au traversat un deșert, un pustiu, ca să ajungă din răsărit în locul unde era pruncul. Și vă rog să nu uitați ce însemna deșertul. Deșertul însemna arșiță, deșertul însemna sete, deșertul însemna uscăciune, deșertul însemna pericole pentru orice caravană care trecea prin pustiu, pentru că erau tâlharii care atacau caravanele. Însă oamenii aceștia, pentru că au tânjit după Domnul, au făcut tot ce l-a stat în putință să ajungă la Domnul. De-abia atunci te dăruiești pe tine însuți Domnului, când tânjești după El și faci tot ce stă în putință ca să ajungi la El. Magii au ajuns târziu la prunc. Păstorii plecaseră. Pruncul fusese dus la templu. Simeon l-a ținut în brațe, era deja pruncul în casă, așa spune Scriptura, era într-o casă. Întrebarea pe care o am în această seară în numele Domnului. Ești tu gata să faci orice ca să poți ajunge la el? Vreau să ți aduc aminte că el a plătit prețul cel mai mare ca să ajungă la tine. Ești tu gata să faci orice ca să ajungi la el? Ești gata să faci orice ca să-l afli pe el? este ilustrația aceea foarte cunoscută despre înțeleptul Socrate care la un moment dat s-a trezit că iese înainte cu grabă mare undeva la malul mării, i-a ieșit în grabă mare înainte un tânăr și a zis lui Socrate, te rog frumos, ajută-mă să găsesc și eu înțelepciunea, vreau înțelepciunea. Și Socrate s-a uitat la el și a zis, chiar vrei înțelepciunea? Și a zis, chiar o vreau. Și a zis, hai să intrăm în apă. Să intrăm în mare. Și l-a luat Socrate când au intrat în mare și l-a băgat cu capul sub apă. Dar nu numai un pic ca la botez, l-a ținut. L-a ținut cu capul sub apă. Și după ce l-a ținut o perioadă destul de lungă, l-a lăsat, a ieșit tânărul scuturându-se de sub apă și l-a întrebat Socrate ce ți-ai dorit cel mai mult în momentele astea când ai fost sub apă. Și el a zis. Aer. I-a zis Socrate așa. Când vei căuta înțelepciunea, când vei dori înțelepciunea așa cum ai dorit aerul cât ai fost scufundat în apă, atunci o vei găsi. Ei bine, vreau să vă spun astăzi, fiecăruia dintre dumneavoastră, când îl vei dori pe Hristos cum l-au dorit magii aceștia, dorindu-l pe El mai mult decât orice, căutându-l mai mult decât orice. Hristos se lasă găsit. Cine îl caută, îl găsește. Tocmai de aceea vreau să vă chem în zi de sărbătoare. Frați, surori, prieteni, dragi, ori, cine sunteți, vizitatori în Biserica Poarta Cerului. Sărbătoarea aceasta are sens pentru tine dacă în ea găsești pe Hristos. De nu îl găsești pe Hristos în sărbătoare, ascultă-mă bine, sărbătorile acestea vor fi o sândă pentru tine într-o zi pentru că ai fost într-un loc în care s-a vorbit despre faptul că El, Hristos, e miezul sărbătorii, că El a dat totul pentru tine ca tu să capeți mântuirea și nu ți-a păsat. Ai privit sărbătoarea ca pe ceva trecător. Pentru ca în ele să ne oprim pe loc, să înțelegem condiția noastră, să înțelegem că Dumnezeu ne-a întins mână de ajutor și să acceptăm ajutorul pe care ne-l dă Domnul. Oamenii care tânjesc după Domnul fac tot ce le stă în putință să-L găsească. Dar mai mult decât atât, oamenii care tânjesc după Domnul nu se mulțumesc cu puțin, nu se mulțumesc cu surogate. Adică îl vor chiar pe el, nu doar niște forme. Uitați-vă la magii aceștia. Au intrat în Ierusalim și la un moment dat puteau să zică, a, am ajuns chiar în capitala iudeilor. Sunt chiar, suntem chiar în capitala iudeilor. Aici trebuie să fie împăratul. Na, am venit până aici, cred că ne-am împlinit scopul, nu? Nu s-au mulțumit că au ajuns în capitala iudeilor, ca să știe că împăratul iudeilor e născut acolo. Nu s-au mulțumit cu atât. Au ajuns în palatul regelui, în palatul lui Rod. Ar fi putut să zic că am ajuns până la Palat, aici trebuie să fie împăratul și cu asta am încheiat povestea, dar nu s-au mulțumit cu atât. Încerc să mă gândesc la condiția lor. Au întrebat în tot Ierusalimul unde este împăratul de curând născut al iudeilor. După ce ei au călătorit luni multe de zile ca să-l găsească pe împăratul de curând născut al iudeilor și nimeni în Ierusalim nu știa despre asta. Nimeni nu știa nimic. Și ei totuși au căutat cu perseverență. Și au zis, nu ne lăsăm până ne ajungem la împăratul de curând născut al iudeilor. Când tânjești după Domnul, nu te lași, nu te mulțumești cu puțin. Magii au crezut că ei trebuie să-l vadă pe împăratul de curând născut al iudeilor ca să-l vezi pe el și să stai în fața lui, ai nevoie de credință. Căci fără credință este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. Nu poți să ajungi la Dumnezeu fără credință. Cine vrea să se dăruiască pe sine însuși Domnului, trebuie să tânjească după Domnul și ca să tânjești după Domnul, nu te... cine tânjește după Domnul nu se mulțumește cu puțin. Nu se mulțumește cu surogate ieftine, ci îl dorește cu adevărat pe el. Nici o variantă nu i-a mulțumit. Nici că au ajuns în Ierusalim, nici că au ajuns la Palat, au zis, noi trebuie să-l vedem pe Împăratul. Când tânjești după Domnul, te lași călăuzit de Scriptură. Asta îmi place mie să mă uit. Oamenii aceștia au fost călăuziți de Stea. Au venit până la Ierusalim. După aceea, la un moment dat, n-au mai putut să vadă steaua. Au început să întrebe în dreapta și în stânga, pentru că steaua le-a oferit o călăuzire temporară. Au întrebat pe cei din Ierusalim, pe locuitori, dar nici ei n-au putut să le dea multă direcție, pentru că oamenii nu pot să ajute, decât pot să dea direcție pe termen scurt și atâta tot. Au întrebat pe Irod, nici Irod nu știa nimic. Au venit oameni învățați, ei au trebuit să scoată sulurile, scripturile. Și când le-a citit din scriptură ce spune în Mica la capitolul 5 cu versetul 2, când a au auzit că asta spune scriptura, oamenii aceștia au înțeles că Scriptura este, dacă vreți, răspunsul sau Scriptura are răspunsul pentru cei ce-L caută pe Domnul. Și eu vreau în această seară să vă chem, frații mei, surorile mele, de-L căute... Îl veți găsi. Îl veți vedea, dacă vreți, pe fiecare pagină a Scripturii. Dacă te uiți după El, îl vei găsi pe fiecare pagină. Îl vei găsi în Vechiul Testament și îl vei găsi în Noul Testament. Magii s-au lăsat călăuziți de ceea ce au spus cărturarea aceea citind în Scriptură. Și apoi, pe lângă această călăuzire a Scripturii, a fost și călăuzirea personală pe care au căpătat-o magii. Dumnezeu a ales să-i călăuzească prin stea, cum am spus, și au ajuns acolo. Dumnezeu are felul lui de a călăuzi. Spre, spre vindecare și spre găsirea soluției pe care o căuta. Știți cum l-a călăuzit Dumnezeu? Călăuzirea lui Naman. Mă aduc aminte cu mulți ani în urmă. Sunt mulți, mulți ani de atunci. Am ascultat mărturia unei profetare din Oradea. în vremea comunistă, se declara a fi atee. Dumnezeu ca lângă apartamentul ei locuia o familie de pocăiți, din aia cu mult Plăceau copii, ea avea copii, îi plăceau copii și s-a făcut foarte drag de una dintre fetițele familiei aceleia. Și mereu, mereu o lua la ea și interesant că fetița aceea, am plâns când am auzit mărturia, să văd cum alege Dumnezeu să folosească lucrurile nebăgate în seamă, oameni neștiuți și necunoscuți. Și fetița aceea a început să-i cânte din cântările pe care le cântau ei în casă. Fetița aceea a început să se roage cum se rugau ei în casă. Fetița aceea a început să-i spună cât știa ea despre Dumnezeu. Și femeia aceea a capitulat la un moment dat. Atei, a, femeia aceasta ateie a capitulat în fața credinței unei fetițe. Dragii mei, Dumnezeu călăuzește când într-un fel, când în altul. Important e să vrei, să tânjești după El. Dacă tânjești după El, atunci te poți dărui pe tine însuți Lui. Te întreb în această seară, creștine, creștine român, tânjești tu după Dumnezeu? A venit sărbătoarea aceasta și știu că așteaptă românii sărbătorile, însă foarte mulți tânjesc după sărbători că sunt zile libere. Mulți tânjesc după sărbători că se întâlnesc cu familia, se întâlnesc cu unii sau cu alții. Însă, dragii mei, dacă în sărbătoare vom tânji după Hristos, îl vom câștiga pe Hristos. Și cine îl câștigă pe Hristos are împreună cu El toate lucrurile. Te dăruiești pe tine însuți lui Hristos când tânjești după El și apoi, în al doilea rând, atunci când zăbovești cu El, adică atunci când petreci timp cu El. Despre magii acestea, eu înțeleg, uitându-mă în Scriptură, că oamenii aceștia l-au găsit pe Domnul, pentru că au tânjit după El, dar au petrecut timp cu El. Ce să-i dai celui ce are totul? dă timpul tău. Ce părere ai despre asta? Să-i dai timpul tău. Nu-i da doar rugăciunile tale, așa, într-un fel de wish list avem toți, mi-aș dori asta și asta și asta. Nu asta e totul ce așteaptă Domnul. Să stai și să îi spui, Doamne, te rog să-mi dai asta și asta și cealaltă. Nu, Dumnezeu vrea să petrecem timp cu El. Să-i dai timpul tău. Să-L iubești pe El. Să-L privești pe El. Să-L admiri pe El să-ți găsești plăcerea în el. Magii l-au privit și au recunoscut măreția. De ce credeți că i-au recunoscut măreția? Numai pentru că l-au privit în delung. Știți cum arăta Domnul Iisus Hristos? Un copilaj. Un copilaș. Ca toți copiii de pe pământ. Pentru că a luat chip de om. Însă atunci când au petrecut timp cu el, când s-au uitat la el, au înțeles că dincolo de chipul lui omenesc era o măreție aparte. Să știți că Domnul n-a avut, așa cum îl vedem în nu știu ce picturi, cu nim luminos deasupra capului. Maria îl ține pruncul și un nim luminos este deasupra capului unei așa celuilalt. Nu, dragii mei, a fost un copil obișnuit ca și toți copiii. Și totuși, Magii aceștia au văzut strălucirea lui. Au văzut măreția lui. De ce? Pentru că și-au făcut timp să-l contempleze. Și-au făcut timp să-l vadă, să-l privească. Dragii mei, asta face credința. Au văzut că el merită închinare și au adus închinare. Și vreau să fac o subliniere aici. Pentru toți creștinii români. Știți că pruncul era în casă, știți cu cine era? Cu Iosif și cu Maria. Și-au venit magii aceștia de departe și-au adus în chinare cui? Cui? Pruncului. Dar era și Maria acolo, la jumătate de metru distanță. Sau poate îl ținea în brațe, nu știu. Nicăieri nu scrie că i-au adus în chinare Mariei. Pentru că vreau să înțelegem astăzi toată închinarea, toată adorarea se cuvine Domnului și numai Lui. Fericire cădem în grave erori, îndreptând închinarea noastră spre alte direcții. Avem tot respectul pentru oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit. Avem tot respectul pentru Maria, care a stat înaintea lui Dumnezeu și a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvântul tău. Avem tot respectul pentru oamenii care s-au sacrificat pentru Domnul, dar niciodată un om de pe pământul acesta nu poate să fie pus alături de Isus Hristos, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, care s-a coborât pe pământ pentru a noastră mântuire. O ce bine ar fi să înțelegem fiecare dintre noi că magii aceștia, înainte de a se închina, au înțeles că pruncul pe care îl vedeau nu era un copil oarecare, ci el era Dumnezeu. Și îmi place să-i văd închinându-se. Și de ce s-au închinat? Știi, când te închini, când vezi măreția lui și apoi îți vezi nimicnicia ta. Te prăbușești în fața celui ce este totul și care merită totul. Dragii mei, au petrecut timp cu El. Și vreau să chem creștinii români, și în această zi, frații mei, surorile mele, oameni pentru care a venit Hristos aici pe pământ. Haideți să căutăm să ne dăm pe noi înșine Lui. Și ne vom da pe noi înșine Lui atunci când vom tânji după El. Și atunci când vom petrece timp cu El. Când vom zăbovi cu El și vom sta cu El. Stai tu cu El petreci tu timp cu El? Stai tu de vorbă cu El, te uiți spre El, îți întorci fața spre El ca să te luminezi de bucurie? Și mai spun un lucru, să tânjești după El și în al treilea rând să trăiești pentru El. Pentru că s-au întâlnit magii cu Hristos, un prunc, dar pentru ei, nici pentru Irod, au trăit pentru Hristos. Au trăit pentru Dumnezeu. Îmi place să văd oameni schimbați. Irod, știți ce le-a spus? Duceți-vă, închinați-vă și veniți înapoi. Să-mi dați și mie de știre, ca să mă duc și eu să mă închin lui. Dragii mei, Vă rog să știți ceva. Magii nu aveau cum să știe ce planuri are irod și ce gândește irod. No, ei erau oameni limitați. Dar Dumnezeu știa. Și. Uitați-vă la versetul 12 din textul acesta care a fost pus înaintea noastră astăzi. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu. Au fost înștiințați de Dumnezeu în viitor. Dacă vrei să te dăruiești pe tine, Domnului, trebuie să trăiești pentru El. Adică, ce înseamnă să trăiești pentru El? Vreau să vă aduc aminte că Dumnezeu vorbește oamenilor sinceri. În secolul acesta, în secolul 21, Dumnezeu continuă să vorbească celor ce sunt sinceri. Dar vai, sunt atâtea voci în lumea aceasta. Sunt atâtea voci, însă vreau să știți ceva. Când trăiești pentru Domnul, devii sensibil la vocea Lui, o cunoști dintre miile de glasuri. Așa zice Scriptura, oile mele cunosc glasul Câteodată există voci care imită vocea lui, dar cei ce sunt ai Domnului. Ei nu știau planul lui Rod, dar Domnul știa și au înțeles că dincolo de visul lor, cel ce le vorbea era chiar Domnul. Aș vrea să înțelegi astăzi că atunci când trăiești pentru Domnul, ești sensibil la glasul lui și la vocea lui. Înțelegi ceva, că tu ești neajutorat fără El și înțelegi cine este El. Unul care știe totul, unul care poate totul și unul care îți vrea binele cu adevărat. Când trăiești pentru Domnul, nu ești doar sensibil la vocea Lui, ci ești ascultător de vocea Lui. Și așa mi-aș dori în sărbătoarea aceasta cuvântul acesta ascultător, să-l rostim toți cu voce tare. Dragii mei, atunci contează ceva în relația noastră cu Domnul, când vom fi ascultători de Domnul. Drumul lor, nu știu ce a însemnat alt drum, dar drumul cunoscut de e foarte la îndemână, drumul cunoscut e o vorbă românească care zice drumul cel mai scurt e la pe care îl cunoști. Chiar dacă geografic nu e adevărat lucrul acesta, dar zice, cel pe care îl cunoști e drumul cel mai scurt și mai sigur și mai bun. Ei, ei nu s-au întors. Ascultători de Domnul. Asta face omul care trăiește pentru Domnul. Ascultă de Domnul. Da, Doamne, dar pe acolo poate îmi ia mai mult timp. Da, Doamne, pe acolo am auzit că sunt mai multe pericole. Nu, nu. Cine trăiește pentru Domnul, ascultă de Domnul și mă rog lui Dumnezeu ca noi cei ce Dragii mei, în zi de sărbătoare, când ne gândim la nașterea Mântuitorului, ca să înțelegem un lucru, sărbătoarea aceasta are valoare în viața noastră, numai în măsura în care înțelegem să ne dăruim pe noi înșine Lui. Poate n-ai aur și nu aurul contează. Poate n-ai smirnă și nu smirna contează. Poate n-ai tămâie, dar nu tămâia contează. Dar te ai pe tine și pe tine însuți te poți duce înaintea Lui, să te prăbușești înaintea Lui și să-i zici, Doamne, nu mai vreau să fiu al meu, ci vreau pe mine însumi să mă dărui Ce zici de lucrul acesta, dragul meu? Nu crezi că ar fi lucrul cel mai valoros într o zi de sărbătoare? Nu știu ce ai mâncat astăzi și nu asta contează în sărbătoare. Nu știu cât te-ai odihnit astăzi, dar nici asta nu contează cel mai mult în sărbătoare. Nu știu cu cine te-ai întâlnit astăzi, dar nici asta nu contează cel mai mult în sărbătoare. însă în sărbătoarea aceasta cel mai mult contează să te dăruiești pe tine însuți Domnului. Închei Punându-ți întrebarea aceasta, te-ai dăruit pe tine însuți, Domnului? Sau vei lăsa să treacă și Crăciunul anului acestuia? Gândește-te câte Crăciunuri au fost în viața ta. Gândește-te la Crăciunurile acelea în care ai colindat despre El, în care ai auzit vorbindu-se despre El și tu ai rămas același și l-ai lăsat pe El acolo departe și ți a amintit povestea nașterii lui și atâta tot. Însă vreau să-ți spun, dragul meu, că astăzi Dumnezeu așteaptă mai mult. Așteaptă să ne dăruim pe noi înșine Lui. Și de vom face asta, Crăciunul anului 2022 poate să aibă însemnătate veșnică pentru tine. De vei face lucrul acesta, să te dăruiești pe tine însuți Domnului în această zi de sărbătoare. Te dăruiești pe tine însuți Domnului când tânjești după El, când zăbovești cu El și când trăiești pentru El. Dumnezeu să ne facă înțelepți, să nu ne osândească sărbătoarea, ci când ne vom uita înapoi spre sărbătoarea anului 2022, spre sărbătoarea nașterii din acest an, să putem să zicem, Doamne, atunci am făcut lucrul cel mai bun, pentru că m-am dăruit Ție. Amin.